Și m-am uitat pe fiecare dintre dumneavoastră și m-am gândit pe perspectivă lungă. Și vreau să vă spun sincer că pe voi patru nu vă văd pe perioadă lungă în producție. Adică nu știu ce loc să vă găsesc ca să rămâneți. Din punctul meu de vedere, niciodată n-o să vă integrați în producție. De ce? Pentru că din punct de vedere psihic dumneavoastră nu puteți să acceptați faptul că ați fost transferați dintr-un loc unde probabil scuturile nu au fost mulțumite dumneavoastră. Eu nu am crezut de asta. Nu v-ați crezut de asta, dar și vedeați de felul în care ați funcționat eu, doamna Monica. Credeți-mă că văd oameni de 10 ani de zile, nu sute, nu 10, mii. Și dumneavoastră aveți o problemă cu faptul că ați fost transferați. La fel aveți și dumneavoastră, domnul Mureșan? Eu ce eu? Aveți o problemă cu faptul că ați fost transferat și cu faptul că va trebui ulterior să vă integrați în producție. Și am feedback. Mie mi se pare că greșește. De la oameni cu care dumneavoastră ați vorbit. Eu n-am zis nimic. Eu nu, dumneavoastră n-ați zis că dumneavoastră, când ați fost aici, n-ați avut nimic de zis. Ați avut-o pe aceea și vă rog frumos să mă ascultați și acum eu vorbesc. Zice domnul. Așa. Câte diplome aveți, domnul Părășan? Foarte bine, bravo dumneavoastră, dacă credeți că nu sunteți demn să lucrați, dacă aveți impresia vreodată în fabrica asta că munca de operator e o muncă înjositoare, pentru că după munca lui ăia le luăm toți banii și dumneavoastră cu patru diplome, nu puteți niciodată în viața dumneavoastră să vă coborâți la nivelul unui operator, duceți-vă unde vreți dumneavoastră, domnul Mureșan, ne-am înțeles? Cu patru diplome la dumneavoastră, ați zis. Și cu asta nu crea. Am zis și asta este. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră niciodată nu o să puteți să vă coborâți între ghilimele la munca unui operator. Uitați-vă foarte bine la mine că am făcut curățenie pe linie și eu și colega mea au dat cu mătura aia deși și când a fost nevoie am coborât toate linie și nu permit nimănui fabrica asta să spună că la diplomele pe care le are munca aceea nu o să fie pentru el niciodată. Nu, stați un pic, că nu. Cine v-a zis nu vă informa. Nu mă interesează. Mi s-o ferie. Nu mi-a zis cineva, mi-a zis mulți, domnul Mureșan. Motive, doamnă. Doamnă, domnul Mureșan, nu e niciun motiv. Mi s-o ferie acum un post. Acum nu v-a chemat să vă întreb nimic. Mi s-o ferie un post. Și după aceea vă ascult eu. Acum m-a ascultat dumneavoastră pe mine, da? Dumneavoastră, doamnă, da? Vreau să vă spun că din atitudinea pe care ați avut-o ieri, când îmi explicați dumneavoastră mie cum nu o să fiți niciodată să în stare să băgați un fir într-o căsuță, nici măcar 5% nu aveți interesul să învățați să băgați un fir într-o căsuță. Credeți-mă pe cuvântul meu. Că văd din atitudine, am văzut oameni la interviu, de la nivel de operator până la nivel de manager, am văzut atitudini, am văzut comportamente, am văzut reacții. Nu mă dau mare psiholog, dar credeți-mă la câte mii de oameni am văzut, dumneavoastră niciodată nu o să vă doriți să faceți vreun plas de producție. Iar dumneavoastră, doamne, aveți o problemă cu salariul și atâta timp cât aveți o problemă cu salariul și cu faptul că vi s-o luat din bani, o să aveți mereu o problemă. Din prima clipă în care puneți piciorul în fabrica asta, până în ultima clipă, până plecați acasă, de la 14 la 22.30, de la 22.30 la 6.30, de la 6.30 la 14.30. Da. Și acum spuneți-mi dintre dumneavoastră. Avem voie să vorbim și noi. Da, pe rând spuneți-mi dumneavoastră. Cu tot respectul, domnul Șarapintea, dumneavoastră pentru ce veniți la Stăvili, nu pentru salariu? Eu pentru bani. Și pentru bani am niște responsabilități. Eu când v-am explicat dumneavoastră, asta nu înseamnă că dacă mă gândesc la bani, nu mă pot integra în producție. Poate nu vreau să mă integrez în producție. Eu sunt cetecistă în fabrica asta de când m-am angajat. Dumneavoastră mi-ați dat oportunitatea să învăț calitatea în fabrica aceasta. Deci eu nu vreau să mă cert. Dar nici cu... Deci nu strigăm unii la alții, suntem oameni, am venit să vorbim. Ferm vorbesc și eu și îmi cer scuze că tonul vocii mele așa este, mai autoritar. Dacă vă place, bine, dacă nu. Dar știu foarte bine, n-am băut. Să mă las în 75% că
să vă căutați servici. Și da. Acum veniți mie să-mi spuneți că... Nu, eu n-am venit, m-ați chemat dumneavoastră. Eu n-am venit să vă mai spun nimic. Și acum spuneți dumneavoastră când v-am chemat eu. Acum vreți să-mi spuneți că de ieri până astăzi v-ați răzgândit dumneavoastră. Nu, 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 nici nu am de gând să mă integrez în producție, vă spun sincer. Pentru că nu am cum... Eu nu discut. Nu, eu am cerut... Eu la asemenea atitudine... Care atitudine? La atitudinea dumneavoastră... Că vorbesc? Că nu vă dați nicio... Deci îmi dați șansa să vorbești, să-mi spun opinia mea. A treia oară... Sau unde suntem? E aici o proprietate de sclav sau ce? Aveți acum, doamnă, vă rog frumos, să vă măsurați cu întrebări, pentru că v-am ascultat luni, v-am ascultat ieri și astăzi v-am chemat, pentru că mi-am luat niște feedback-uri despre dumneavoastră. Când v-am chemat de altceva? Și sunt foarte nemulțumită. Mă faceți să râd, domnișoara Pintea. Jos în producție. Ce avem jos în producție? De felul în care vorbiți și între dumneavoastră și între colegi, de felul în care aruncați și răspândiți zvonurile astea și de felul în care vă raportați... Păi stați să vedeți, că acum am dat lichidarea și să vedeți reclamă ce fac eu aici. La managerii, mă scuzați că vă spun, vreau să vă spun în față. Da, pentru că dumneavoastră anul trecut ați făcut, așa ați făcut către mine. Există un Dumnezeu. Unde-i Dumnezeu acum? Dumnezeu în care dumneavoastră credeți. Și vă bateți joc de oameni ca de sclav. Eu nu bat joc de nimeni. Nu râdem aici, n-am venit să râdem unul de altul. Da, mă ascultați că vorbim foarte. Sincer, aș fi să cer. Probabil de asta și pierd. De prea multe ori. V-am spus și ieri. Ați venit în grup la mine și mi-a spus că în debitare s-au luat sticle de băutură. Uitați-vă la mine, v-am spus eu așa ceva? Și am zis, doamnă, dacă într-adevăr așa este cum spuneți dumneavoastră, atunci există un Dumnezeu și... Cine e doamna? Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu mai aduceți aminte mie ce am spus anul trecut, pentru că știu perfect. Nu știți. Deci eu vă amintesc că nu așa au fost. 75% ca să vă căutați de lucru în condițiile... Deci reiese că eu am spus că sticlă de băutură sau ce? Nu știți ce am spus, doamnă, eu așa am spus. Păi cum nu știți? Există un Dumnezeu la ceea ce mi s-a spus și asta mi s-a spus. Anul trecut când am spus și că... Dumneavoastră mi-a spus mie, ală, că să stau liniștiță. Spuneți că eu am spus că există un Dumnezeu, la aia m-am referit când am spus că există. În fine, n-are rost că ne învârtim în cerc, într-un cerc, deja am o problemă, eu. Dacă mi-a terminat când vreți să lucrați, atunci aveți dreptul să alegeți. Dacă vreți, nu, eu știu că în mod abuziv mi s-o luat. Ba da, am fost, cu tot respectul, o săptămână, de, nu știu, de își vine noaptea, joi noaptea sau vineri noaptea, vezi că de luni ești transferată la HR. Pentru ce? Nu mă luați pe mine ca cu evaluările și cu minciunile astea. Să ducă pe aia care au bine și care au relații, tu ăia. Nu-i vorba de dumneavoastră, pentru că o plecat de la noi. Așa ni s-a spus că o plecat de la noi. Dar ca și când eu am 3 ani de zile, înseamnă că noi am fost pleava Crombergului, așa înțeleg. Eu v-am spus foarte sincer că nu accept și nu o să permit. Atâta timp cât este aici, ca interimar, ca ce vreau să spun, nu o să permit. Nimănui în fabrica asta se consideră josnică și umilitoare un muncă liberator. Nimănui. Pentru că ăia sunt singurii care produc valoare și noi după ei trăim. Bineînțeles. Dar totdeauna am zis lucrul ăsta. Nici măcar nu mai discut. Deci nici măcar nu mai discut și vă spun foarte sincer că nu întâmplător v-am ales pe voi patru și v-am chemat aici pentru că mi-a luat feedback-ul despre fiecare în parte. Și la ce concluzie ați ajuns la primul? N-au zis că suntem oi negre, suntem oi negre, așa am înțeles. Nu vă doriți, nu vreți și o să faceți doar reclamă negativă pentru că m-a și amenințat. O să o fac. 75%. Nu, și consultanță juridică o să cer, să știți. Să vedem un pic dacă e în regulă așa. N-am cerut 75%, n-am zis că nu lucrez, n-am zis că... Nici eu n-am cerut, că nu pot să oblig, n-am pot să oblig. Și aș vrea să-mi spuneți exemplele care ați zis că feedback-ul ce vi s-a dat, că nu ați spus... Eu o sunt obligată să vă spun dumneavoastră nimic, că nu știu acum ați înțeles. Eu v-am dat un feedback. Da, nici, da, ceva, nici nu cred lucrul ăsta, pentru că nu ați fost prea ocupată ca să aveți timp de așa ceva. Deci eu tot vins. Deci eu refuz să cred că Gabi Duncă au vorbit așa ceva despre mine. Refuz să cred. Atunci cum îmi explicați dumneavoastră că veniți cu altă părere? Da, deci, întotdeauna mi s-a spus. Nu, știi de ce am fost noi? Noi am vorbit ieri. Restul sunt mai proști. Proștii trebuie să rămână. Să vă zic că... De ce n-ați întrebat petele de pe linie unde sunt eu acum? Nu, că eu întrebat pe șefii noștri, nu? De ce nu i-am întrebat?
De ce n-ați întrebat cu feedback-ul? Ce fac eu toată ziua? O de țigăneală, deci ce facem acum? Dacă nu i-ați întrebat pe șefii noștri, cum ați făcut feedback-ul, domnușoara, când te-ați uitat la fețele noastre sau cum? Informațiile, pe informațiile asum așa. Pot să vă zic. O venit domnul Sabina mine ieri, Zoli. Și-o zis, vrei să lucrezi 100%. Zoli mi-o zis, bă, dacă ești sigur că rămâi, îți căutăm un loc. Dacă nu, am zis, bă, nu vreau să te încurc, că s-ar putea să plec. De lucru îmi găsesc. Și nu, mă, mie îmi trebuie un om stabil, mă, nu te baza pe mine, că probabil nu stau. Dacă îl găsești ceva mai bun, plec, dacă nu, rămân. Asta a fost, asta a fost. Și mie nu mi-e oferit niciun post pe care să-l refuz. Încă din potriva, am zis că te aștept. Eu am recunoscut. Dacă dumneavoastră ești așa, dumneavoastră e încă miro de față cu toată lumea, mi-ați spus așa. Că toată lumea în jurul dumneavoastră era praf, numai dumneavoastră erați în regulă. Mare, să fim serioși, doamnă, nu a fost chiar așa, am zis că am muncit, atât am zis, că am muncit, n-am zis că, vai cu doamne, cine sunt eu, am zis doar că mi-am dat interes unde am stat. E foarte simplu să faci o analiză pe omul respectiv și să te întrebi, doamne Dumnezeu, am zis, am cerut o părere pe ce bază s-a făcut. Pe bază evaluării șefului direct, doamnă, și a explicat de lume. Nu. Pe tine te-ai evaluat? Mi-a luat cineva, Angela. Mie mi-a spus că nu de la ea a plecat lucrurile astea. Da, no. Dacă deci vreau să nu se ajunge așa mult, am înțeles. Deci cât dumneavoastră doriți să mai continuați cu noi și cât nu, că de fapt aici este. Da, eu am zis că vreau să continui de ieri, dar poate n-ați auzit, vă mai spun și azi, dar deodată. Deci n-ați spus, domnul Mureșan, pe 100% nu mă dau transferul, că nu știu n-ați spus. Mi-a spus să continuați. Indiferent unde, pe ce poziție. Haideți, pe bandă, întreba șeful de bandă, unde m-a pus acolo am lucrat. Dumneavoastră? Da, și eu. Eu n-am zis că nu vreau să nu vreau să lucrez. Deci, dar avem și noi un pic de timp ca să ne acomodăm. Nu, pentru că nu am n-am lucrat niciodată pe bandă. Da, doamnă, dar nu suntem începători, că n-am venit acum de afară să trecem prin vizitei. Bine? Nu. Deci ar fi cazul să... începeți să vă dați interes. Dar eu fac căsuț, să le pregătesc la fete acolo, cu ele. Doamne, faceți plas. De la Maroc am avut... Da, așa faceți. Promis că ne dați măcar eu am fost... Deci fabrica nu poate, frumos, trebuie să facem plas. Că ea care stau un 75% acasă, da. Sunt oameni vechi, care au dexteritate, ne suntem conștienți că noi nu putem face eficiență ca ăia. Eu m-am oamenii vechi nu stau acasă. Vreți să vă spun pe cineva care lucrează de 13 ani și stă acasă? Am spus că nu mai vreau să mă ascult, că m-a supărat foarte tare și o să avut o atitudine extrem de greșită. Mi-a spus că nu vreți, mi-a spus că ne faceți reclamă slavă și mi-a spus foarte multe lucruri urâte, doamna Moldovai, și nu mai vreau să vă ascult. Deci continuați cu noi sau nu? Nu. Mai ales în condițiile care mi le-ați expus, nu. Luați-vă dumneavoastră 60 de salarii brute, nu 6, că nu suntem proști, niciunul. Bine, trebuie să plecăm cât mai mulți. Luați-vă salariile brute. Și mă dați afară, nu? Deci vreau să mă dați afară, ca să văd pe ce motiv. Păi în situația în care mi-ați expus, nu mai vreți să aveți de-a face cu mine? Păi eu ce sunt aici? Dumneavoastră sunteți proprietarul de sclav, eu sunt de pe plantație, luați-vă și biciul. Dumneavoastră sunteți ce? În calitate de ce vorbiți? Eu? În calitate de responsabil cu disciplina muncii, da? Da. În calitate de așa ceva, da? Cu disciplina muncii mi-a desfăcut și contractul azi vară în concediu medical, operat în spital, mi s-a desfăcut contractul de muncă. Dumneavoastră da, doamnă, da, eu am fost pentru că dacă știu... Trebuia să vă dau un judecat atunci. Nu, doamnă, trebuia să vă desfăcut contractul medical. Nu, păi n-am vrea fiam cum să părăsesc spitalul să vă duc concediu. În ziua externării v-am adus concediu medical. Trebuia să răspundeți la telefoane. Zilele trecute mai am auzit un caz, hai să fim serioși. Da, are la fel. Și cum să fac plaț dacă eu am venit din debitare? Eu n-am lucrat nicio zi pe bandă. Florina, n-am lucrat niciunul. Da. Învățăm, mai taci odată tu. Învățăm tu. Şi, auzi, tu du-te și învață-ți plaț. Mai este, rupere de oase găsim, mamă.
Eu nu stau să-mi bată nimeni. Tu, femeia, nu lua o decizie la net. Tu ai stai jos, tu. Angela, lasă-mă în pace, că fiecare e liber să decidă ce face. Nu. Vă doresc succes pe bandă. V-am pupat. Mariana, doamna.